Tort Savarina, Tort Savarina, Tort Savarina. O să avem nevoie de următoarele ingrediente: 250 g de făină, 7 ouă medii, 5 g de sare, 5 g de drojdie uscată, 60 de grame de miere și 130 g de unt moale. Peste făină o să punem drojdia uscată. O să punem sarea. Amestecăm puțin. O să adăugăm 3 ouă. Și mierea, dar bine. Amestecăm. Punem și jumătate din untul moale. Și amestecăm totul. Acum adăugăm restul de ouă. Amestecăm. Acum o să adăugăm și untul, restul de unt. Amestecăm și o să lăsăm la odihnit circa o oră. Lăsăm să se odihnească o oră. Acoperim. Aluatul nostru a crescut. Pentru tortul nostru, eu am să folosesc această formă. Această formă am să folosesc, unsă cu puțin ulei. Am să pun aluatul în această formă. L-am pus cam pe un sfert. Îl lăsăm să crească puțin. Și apoi îl dăm la 200 de grade. Cam 20 de minute. Savarina noastră mare este gata. Acum o să înțepăm și o să punem siropul. O să punem sirop.
Acum o să scoatem. Ta-ta! Uitați! Oh. Acesta este tortulețul nostru. Savarina noastră uriașă. Deasupra. Astăzi facem tort savarină. Acum o să ridicăm căpăcelul. O să punem frișca. O să facem câte o steluță. Savarina noastră uriașă, tortul nostru de savarină. Acum o să dăm căpăcelul cu dulceață. Și o să dăm și aceste triunghiuri, tot cu dulceață. Tortul nostru este gata. Ia uitați. Tort savarină. Tort savarină. O zi frumoasă tuturor. Vă pup dulce pe toți. La revedere.